Arbitrul pistolar din Călăraș s-a ales cu dosar penal după ce a tras în aer cu bile de cauciuc să scape de sătenii care l-au alergat ieri. Arbitrul povestește că și-a adus din mașină pistolul la pauza meciului, când a fost amenințat de fani. Ne-au zis că o să ne bată, o să ne omoare, nu o să ieșim întregi de pe teren. A scos pistolul și dați-vă la o parte că v-am pus. A saltat în sus, a armat, eu eram la un metru. Măi copile, te rog eu frumos, bază pistolul că e încins cetățenii. Exclus din arbitraj, pistolarul din Liga 4 a rămas fără armă și riscă închisoarea.